Salutări din București, bine ați venit pe Încăceva. Numele meu este Marius, iar pe Încăceva, dacă nu știți, găsiți recenzii la filme și seriale, discuții, entertainment, podcast, entertainment și foarte multe chestii legate de Game of Thrones. Dacă vă place genul ăsta de conținut mai nerd și mai geeky și mai diferit față de ce se întâmplă în mod normal pe YouTube românesc, e bine, l-ați găsit, e un alt scolț, s-ar putea să vă placă, hit subscribe dacă nu vreți să ratați următoarele clipuri. Azi avem o recenzie de film, e o recenzie de film, partea a doua la seria 3 filme pe care trebuie să le vezi ca să înțelegi pe ce lume trăiești. Asta este o serie inventată acum de mine. E o serie de 3 recenzii. Am avut To Kill a Mockingbird, urmează astăzi filmul Serpico și următoarea recenzie va fi la Network. Sunt 3 filme pe care trebuie să le vezi nu doar pentru că sunt bune și pentru că au avut enorm de multă apreciere a lungul anilor și fac parte din top 100, aproape din everybody's top 100, dar pe lângă asta sunt 3 filme extrem de relevante pentru ce se întâmplă în momentul de față la nivel social în lume. Pentru cine a trăit sub o piatră, nu vorbim despre faptul că avem un băiat de 20 ceva de ani în România care spune prostii pe internet și lumea explodează în jurul lui, nu avem nicio altă poveste în care o fată pe internet aparent e băgată într-un conflict, dar după aia conflictul se dovedește a fi puțin diferit față de ce a spus ea. E vorba de ce se întâmplă Statele Unite ale Americii și anume faptul că avem niște revolte sociale extrem de importante, poate cele mai importante din ultimii 70 de ani, având în vedere faptul că ultimele au fost în 67, l-am avut pentru prima dată pe scenă pe Martin Luther King. Așadar, ați văzut sau ar trebui să fi văzut recenzia precedentă la To Kill a Mockingbird și azi vorbim despre Serpico. Așadar, un film 1971 cu Al Pacino care venea, sau unul dintre filmele care l-a pus pe Al Pacino cu adevărat în piață. Avem The Godfather și Serpico. Cele două însemna pentru Al Pacino cu adevărat lansarea în industrie. A mai fost și în alte filme, evident, dar astea două au fost extrem de importante. Și de ce o să spuneți? Pentru că Serpico este o poveste adevărată și este unul dintre acele filme care e mai mult adevărat decât fals. Ceea ce e foarte, foarte mișto. De asemenea, filmul ăsta Serpico este dat în top 10 filme care au revoluționat editing-ul, dacă vreți. Top 10, nu știu dacă e. Poate top 20 filme care au revoluționat editing-ul. E unul dintre filmele din acea perioadă în anilor 70, în care în America filmele, sau cineaștii americani, aveau senzația asta că trebuie să transmită lucruri importante cu cinematografia lor. Pe de o parte veneau din spatele lui Bonnie and Clyde, veneau din spatele New Wave-ului franțuzesc, erau foarte multe chestii acolo amestecate. Dar la începutul anului 70, cu războiul din Vietnam și cu tot ce se întâmpla în societatea americană, cu traficul de droguri, cu revoltele negrilor și așa mai departe, exista acest turmoil social, această neliniște în mediul social. Iar acest film Serpico vine la un moment în care corupția la nivelul poliției Statelor Unite ale Americii era endemic, era o epidemie de corupție, de altfel. Iar Serpico e povestea acestui individ care, ca și în realitate, se pune de-a curmezișul în fața corupției și reușește, practic, single-handedly aproape, să demonteze această corupție. Tot el devine cel care mai târziu este văzut ca și simbolul dreptății pentru foarte mulți dintre poliții non-corupți. Pentru că acum, ca să adresăm elefantul din cameră, e vorba de o chestie. Foarte multă lume când se uită acum, de exemplu, în Statele Unite ale Americii, la ce se întâmplă, spune că poliția în general este coruptă și înrocită și era și white supremacy și așa mai departe. Nu toată lumea e așa. Dacă o să vă uitați și la clipuri din Statele Unite ale Americii, din cei 30 de polițiști dintr-un cordon, 3 dau cu parul, restul nu prea dau. Practic, ce vă spun în momentul de față este că întotdeauna este mai multe laturi de văzut într-o problemă. Iar ce se întâmplă în America în momentul de față este rezultatul a ani și ani și ani de zile de fricțiuni sociale, dacă vreau să spunem așa. Afel cu ce vă spuneam, problemele care se întâmplă la noi în societate în momentul de față, cele câteva probleme care sunt minore față ce se întâmplă acolo, probleme cu colo, cu tequila și așa mai departe, care în momentul de față stârnesc foarte multe spirite și animozități și foarte multe comentarii și foarte multe implicații și foarte multe chestii, la fel și acolo când se întâmplă de obicei, în schimb, se întâmplă chestii majore. Numai că de foarte multe ori lumea vede lucrurile foarte unilateral. Acum ce înseamnă asta? Că în America nu e adevărat problema sclaviei? Ba da, e adevărată. La fel adevărată și problema corupției poliției. La fel adevărată și problema corupției politicienilor. La fel ca în orice alt stat. Partea bună acum este că se schimbă ceva, aparent. Sau nu. Pentru că ce vă spuneam, sau ce am vrut să vă spun, este faptul că ce nu înțelegem noi de foarte multe ori este că aceste probleme nu sunt odată le depășim și trecem peste. Sunt probleme intrinsec umane, această corupție, această sete de putere, nevoia de a acționa, nevoia de a spune unele lucruri prostii uneori. Sunt chestii absolut umane și se repetă atâta timp cât nu există un control mai târziu. Problema
bătăilor și poliției asupra afroamericanilor în America se întâmplă de 100 de ani. Adevărat, poliția în sudul Americii a luat naștere ca și brigadă de prins sclavii care au fugit. E adevărat și asta. Dar nu mai e cazul neapărat acum. E adevărat că este o problemă reală, e adevărat că se întâmplă foarte multe chestii negative și e adevărat că în momentul de față este un moment important pentru cultura americană. Iar Serpico o să vă arate în schimb că problema asta cu poliția s-a mai întâmplat și acum 50 de ani. Și mai sunt câteva filme care vă arată că problema cu poliția există dintotdeauna. Problema corupției poliției. Dar nu doar poliția e corruptă, foarte multe clase sunt corupte. Asta încerc să vă spun. Hai să ne întoarcem puțin la filmul, să vedem despre ce e vorba în el. E vorba de un polițist care luptă împotriva corupției și în cele din urmă își pune și viața în pericol pentru asta. E un polițist care își creează foarte mulți dușmani pe parcurs făcând acest lucru. Și de aceea filmul ăsta e important, pentru că arată că de foarte multe ori, deși noi spunem că un om nu, ce diferență poate să facă un om, ei bine, un om poate să facă o mare diferență, dar în același timp să fie pregătit pentru un sacrificiu foarte mare. Și aici ajungem la partea interesantă, pentru că povestea acestui individ, Serpico, care în momentul de față trăiește în Elveția și încă oferă foarte mult coaching și face speech-uri motivaționale pentru polițiști și așa mai departe, este vorba tocmai de faptul că el era pregătit să facă un sacrificiu foarte mare, pe când cei mai mulți oameni nu sunt dispuși să facă asta. De aceea e nevoie ca toți să fim cu ochii deschiși și să ne uităm în jurul nostru și să vedeți că la un moment dat un om a făcut pasul, a fost schimbarea. Nu vreau să spun că Godină e un Serpico de România, că nu e cazul, niciun caz, nici pe departe. Dar e important să vedeți că nu toți cei care ajung în poliție sunt corupți, nu toți polițiștii sunt al dracului și că o instituție nu reprezintă suma indivizilor săi. De-aia, uitați-vă la filmul ăsta ca să înțelegeți mai multe aspecte, atât ale poliției cât ale societății. Uitați-vă de asemenea pentru a înțelege că lumea în jurul vostru nu e atât de clară pe cât credeți voi. Mai ales pentru cei tineri care au senzația că lumea de-abia acum începe. Ce se întâmplă acum e important. O să înțelegeți de fapt că lumea e de foarte mult timp așa cum este. Și că dacă vreți să faceți schimbări, să faceți într-un mod constructiv. Aceste revolte ocazionale pe care le vedem s-au întâmplat de enorm în America. Și nothing has changed. De-aia e foarte important să țineți minte chestia asta. Da? E mega, mega important. Așa că dacă trebuie să vă uitați la filmul ăsta, categoric, da. Este în perioada asta, sunt trei filme pe care să le vedeți. Prima a fost To Kill a Mockingbird, al doilea este Serpico și al treilea este Network. Vă recomand să le vedeți, v-am spus, în principal pentru contextul lor social și secundar pentru cât de bun e filmul. Filmul este, are o notă de 7,7, aș merge spre 8. Și asta datorită și vârstei lui. Deși vă spuneam, a fost revoluționar la vremea lui pentru editare video. Nimeni nu edita în acel fel, cu sunetul pus în așa fel, cu scene, jump cut-uri, time cut-uri și mai departe. Sunt niște chestii noi pentru cinematografie care nu se întâmplau înainte de Serpico și care s-au întâmplat după Serpico. Așa că pentru cei care vor să facă editare video, editare de film de fapt, e un film must see. E, v-am spus, în top 20 filme de văzut pentru editare video. Cam atât pentru azi, cam atât despre Serpico, sper să vă placă filmul, sper să-mi spuneți în comentarii cum mi s-a părut și nu uitați, evident, să-mi lăsați mai departe și părerile voastre despre ce se întâmplă în America, dacă e cazul, și despre ce se întâmplă în România. O să urmeze și un clip dedicat pentru ce se întâmplă cu toate din România, încă îmi fac o idee despre cum aș vrea să-l fac, pentru că e un clip în care aș vrea să punem puțină claritate în tot ce se întâmplă, pentru că toată lumea acum are un unghi, care nu e tot timpul cel... E un unghi limitat, ca să zic așa. Nici bun, nici rău, dar sunt unghiuri limitate. Aș vrea să încerc să fac un unghi mai amplu. Dacă o să reușesc, nu știu. Voi mi-ați cerut-o, eu o să-l fac. Dacă o să vă uitați, asta rămâne la dumneavoastră. Le mulțumesc băieților pe Patreon și oamenii de comentarii încă ceva. Cei care vă aduc aceste clipuri săptămânal, oamenii care cu adevărat sponsorizează canalul, ei asta fac. Le mulțumesc lor, vă mulțumesc și vouă că vă uitați. Evident, nu uitați nici de follow pe Insta, căutați-ne și pe Spotify, pe SoundCloud și oriunde ne mai găsiți în altă parte și pe site-ul încă ceva. Vă mulțumesc și cu data viitoare, nu rămân decât să vă urez ziua plăcută, numele bine, baftă!